Sărbătorile ne întorc la origini și la tradiție și fiecare regiune are datinile ei. În satul Crainici, de exemplu, nu este Crăciun fără pițărăi, niște colocei pregătiți de gospodinele satului pentru a-i omeni pe colindători. Nimeni nu rămâne necolindat, după cum niciun colindător nu se întoarce acasă cu mâna goală. În ajunul Crăciunului, copiii din nordul Mehedințiului reînvie tradiții vechi de sute de ani. În satul Crainici, de exemplu, în ziua de ajun are loc un obicei despre care localnicii spun că este moștenit din timpuri străvechi. Obiceiul pițărăilor, răspândit în special în vestul țării. Pițărăii sunt copiii care merg la colindat. Numele provine de la colacii pe care îi primesc în dar de la oamenii pe care îi colindă. Obiceiul este păstrat încă de pe vremea dacilor. Pe cărare ne-au copii în carne rouă și tot cântă din colinde până gelul nu-i oprinde până vremea nu-i o trece de potesul lună rece prin fuioare de ninsoare duc copii spre soare. În ziua de ajun, micuța localitate mehedințeană Crainici îmbracă haine de sărbătoare. Ulițele satului se umplu de copii care bat din poartă în poartă ca să aducă prin colinde vestea nașterii Domnului. Gazdele îi răsplătesc pe micuți cu mere, nuci și niște colăcei numiți pițărăi. Am obosit, de departe am venit, la mulți ani, mulți ani cu mine, și-am văzut și pe care Maria o cheamă, la mulți ani, mulți ani cu bine. Așa-i datina la noi și cu un fir de busuioc să aveți în viață noroc! Papă-l pe ăla! Bodea proste, mamă! A zis bodea proste! A zis bodea proste! Haideți, copii! Haideți, mamică! Bodea proste! Bodea proste! Să vă dea Dumnezeu sănătate! Aveți să cui, copii, băgați-i să cui! De la traistă, băgați-i traistă! De ce mai? Pițărăii satul Crainici este un obicei bătrânesc care îl purtăm din vreme în vreme. Plecând din la proverbul, satul scos din om, dar omul din sat niciodată, o să vă spun că țăranul român, când a fost vorba de tradiții, s-a dus la Lada cu zeste și a îmbrăcat portul popular și cu atâta mândrie și-a păstrat tradițiile și obiceiurile care le-a primit din bătrâni, de la moș-strămoș, o să le dea în continuare la urmașii noștri. Hai, varui căișa! Vreau să spun că și în această seară, acest obicei pe care îl ținem astă seară este un obicei numit pițărăi, unde se adună toți copiii în răscrucea satului, fac un foc mare, de lângă foc de acolo pleacă,
cântând și urând hain, spunând foarte multe colinde. Merge din casă în casă, unde la fiecare casă se primește câte un colac de Dumnezeu cu lumânare și busuioc și în continuare mere, nuci și tot ce are fiecare să dea, colindând tot satul de la cap și până la coadă. Că ne place, ne place să fim veseli, ne place să păstrăm tradiții, ne place să fim omenoși, ne place să fim gazde ospitaliere, ne place să avem oameni lângă noi, copiii să ne vadă muncind, să facem pâine în cuptor, să mâncăm și să ne simțim bine. La noastră tradiția este păstrată cu sfințenie. Da, aveți dreptate. Tot ce e tradiție la noi e sfânt și încercăm din suflet, o facem, toate care suntem aici, să ducem mai departe exact ce am primit de la străbunii noștri, pentru că sunt niște obiceiuri, cum să vă zic, sunt ale noastre, sunt... ne simțim ca și cum ne păstrăm rădăcina. Deci pur și simplu suntem niște oameni de la țară care ne păstrăm rădăcina. Obiceiurile astea sunt. De ce la dumneavoastră statul crea niște copii când pleacă în pizzerie să îmbracă în costumul național? Păi, ca să fiu sinceră, am reușit împreună noi, femeile de la muzeu, să le insuflăm dragostea de portul popular și copiii sunt mulți care au plecat de lângă noi, sunt acum studenți. Când vin la muzeu, se îmbracă în costum național. Probabil le place. Simt că sunt altfel de oameni, mai buni, mai veseli, mai plăcuți. Care are mai mulți pizzerei? Să trăiești, să trăiești, să trăiești la mulți ani. La mulți ani! Anul care vine, păi nu-mi da dură nimic! Uitare de mine, vedem! Eu îmi dară stoc mai din mine, bă, dar prostă, bă, dar prostă! Mă, dar ce, că nu și e colac frumos! Bă, dar prostă, Dumnezeu, că... Ușa se deschide, gazda mă cuprinde și pune pe masă colacel de casă. Ușa se deschide, gazda mă cuprinde și pune pe masă colacel de casă. Florile galbe, florile galbe, Domnului la picioare. Un catren aici foarte reprezentativ pentru zona noastră, pentru seara de Crăciun, pentru colinda românească, pentru tot ce este, ce se numește sat românesc, frumos și care vine din strămoși. Legat adânc prin tot ce mi-are glia, pe acest pământ de cremene și vis, mi-e mult mai scump un sat din România decât oricare Londra sau Paris. Nu dau o seară în țara mea domnească, pe tot ce este în alte țări mai sfânt, cum nu dau nici colinda românească, pe niciun cânte care-i pe pământ. Satul răsună de glasuri de copii curioși să vadă ce le vor da gospodarii. Tot în seara de Moș Ajun, după ce vin de la pizzerăi, cei mai mici numără darurile căpătate, apoi pornesc pe la casele gospodarilor cu steaua și cântă colinde care vestesc nașterea Mântuitorului. Nimeni nu rămâne necolindat, după cum niciun colindător nu merge acasă cu mâna goală.